La cupa regelui la Oina, majestatea sa a fost reprezentat de principele Radu, care a adus vești îmbucurătoare. Majestatea sa este ceva mai bine. Când e vorba de un astfel de diagnostic, e bine să fii precaut, să nu exagerăm cu optimismul. Suntem cu toții fericiți că la o vârstă atât de avansată și cu un diagnostic atât de grav, un astfel de miracol se poate întâmpla. Oina, sport național, în urmă cu mai bine de 100 de ani, a reînviat în ultima vreme datorită atenției pe care o acordă familia regală. Se juca din cele mai vechi vremuri, se adunau în zi de sărbătoare, pe dealuri. Din lanțul de evenimente organizate pentru a marca împlinirea 150 de ani de la fondarea casei regale, a făcut parte și un concert al Orchestrei Naționale Radio. Bagheta dirijorului Nicolae Moldoveanu, Orchestra Radio a interpretat imnul regal și apoi o celebră partitură a lui Tchaikovsky, considerată una dintre cele mai dificile partituri pentru vioară. Lucrarea a fost interpretată de Gabriel Croitoru, cel care din 2008 a obținut dreptul de a cânta pe vioara de patrimoniu universal Guarneri, ce aparținut lui George Enescu, preferatul reginei Elisabeta în vremea monarhiei. În sala radio, care părea neîncăpătoare, a fost lansat și volumul Anul Regal. Este al treilea an consecutiv în care Radio România lansează o carte despre regalitate. Evenimentele vor culmina cu sărbătorirea Zilei Regalității pe 10 mai la Castelul Peleș, unde porțile vor fi deschise tuturor românilor.